Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi vorbim despre zonele patogene ale României, mai exact despre gura de rai. Pe Terra există multe zone de anomalii magnetice. Una dintre ele este Machu Picchu, dar astfel de zone sunt și în țara noastră. Ele sunt benefice ori malefice și nu prea se vorbește oficial despre aceste zone. Au devenit cunoscute datorită transmisioniștilor militari și militarilor de război electronic, care au experimentat pe pielea lor manifestările stranii în propagarea undelor radio. În munții Bucegi există o zonă de 1 km² în care organismul nu obosește niciodată, iar funcțiile fizico-chimice se revigorează brusc. Specialiștii spun că avem de-a face cu legendarul loc dintre cer și pământ. În 1999, un institut de cercetări particular din capitală, angajat de o firmă străină pentru a studia subteranul unei zone din Bucegi, a găsit ceva care poate fi asimilat cu legendara gură de rai. Este vorba despre o pantă cu o suprafață de aproximativ 1 km², unde se manifestă o anomalie magnetică atipică, după cum o definesc specialiștii. Zonă care are efecte benefice uluitoare asupra organismului uman. Este foarte probabil cea mai ciudată descoperire făcută vreodată în România. În tradiția populară românească, gura de rai este un mediu între cer și pământ cu un caracter sacru, un drum spre rai, un loc benefic. Ca poziționare geografică, gura de rai este situată pe un picior de munte și se deschide într-o pajiște înaltă sau un gol de munte. Conform cărții Mitologia Română a lui Romulus Vulcănescu, gura de rai este sinonimă cu plaiul, iar autorul consideră că acestor zone mirifice li se relevă caracterul sacru și prin titulatura mitropoliților români, denumiți exarhi ai plaiurilor. Romulus Vulcănescu subliniază că în zona gurilor de rai s-au incubat, pe timpul nedeiele, sărbătorii populare și instituții complexe etnoculturale sătești cu implicații mitologice. Sabina Ispas, cercetător la Institutul de Etnografie și Folclor, consideră că termenul de gură de rai exprimă o realitate simbolică a sacrului și una metaforică în poezia populară ca imagine artistică a atingerii armoniei absolute. Cu alte cuvinte, este vorba doar despre o tradiție populară, fără o bază în realitatea concretă, palpabilă. Acestor date li s-a adăugat însă și o imagine fizică, concretă, a unei guri de rai, un loc cu o suprafață de aproximativ 1 km², care are efecte terapeutice excepționale asupra organismului uman. În 1999, Institutul Particular de Cercetare Terra a fost angajat de o firmă româno-franceză să studieze o zonă din Bucegi, situată în apropierea peșterii Ialomicioara. Societatea era interesată de stabilirea detaliilor din subsolul acestei zone și a oportunității de a construi un complex hotelier. La studiu au participat specialiști din mai multe domenii, în special fizicieni și geofizicieni. Cercetările s-au făcut cu aparatură de geodetecție. După mai multe zile de urcat și coborât pe acele coclauri pentru sondaje, geofizicianul Dumitru Stănică, unul dintre membrii echipei, a descoperit ceva senzațional în preajma vârfului Doamnei. Ajuns într-un anume loc, i-a dispărut oboseala. Ne-am speriat când ne-a strigat alertat. Nu știam ce s-a întâmplat. Evident că am privit cu neîncredere fenomenul la început. În timp însă am constatat pe propria noastră piele că el este real. Abia apoi am demarat investigațiile asupra acestui loc, spune Vasile Rudan, coordonatorul echipei respective. Primul stadiu al investigațiilor
a constat în verificarea tuturor versanților din zonă. Am constatat că oricât ai urca, oricât de obosit ai fi după mers, în momentul în care ai ajuns în zona respectivă, dispare oboseala, lucru care nu se manifestă pe alți versanți. Este vorba despre o revigorare a funcțiilor fizico-chimice cu o rapiditate ieșită din comun, declară Dumitru Stănică. Cercetătorii au descoperit că era vorba despre o anomalie geomagnetică atipică. A doua fază a constatat în testarea medicală. A fost adus un medic care a verificat tensiunea fiecărui subiect care urca panta cu ciudățenii. Testele medicale au fost reluate și pe o altă culme din apropiere, cu o înălțime aproximativ similară. Rezultatele au condus către o singură concluzie. În zona cu pricina, exclusiv, se întâmpla ceva deosebit. Nu numai că ritmul cardiac își revine uluitor de repede, deși urcușul se face pe o pantă abruptă, dar oamenii în vârstă care au fost supuși testelor au declarat o stare de bine generală când stau în acel loc. S-a trecut apoi la testarea zonei prin magnetometrie diferențială, respectiv radiografierea subsolului cu aparate de tip Partington, care pot măsura, printre altele, magnetismul Pământului. Așa a fost depistată o anomalie magnetică atipică, pe o suprafață de aproximativ 1 km pătrat. Anomaliile geomagnetice, cunoscute de specialiștii din domeniu, apar în rupturile de fali, în reflexii ale scoarței terestre sau în alte asemenea fenomene geologice care se înregistrează într-o formă atipică pe diagrame. Aici e vorba însă despre ceva necunoscut, un profil al diagramelor pe care nici profesorul Stănică, unul dintre cei mai buni geofizicieni de la noi, nu a știut să îl interpreteze. Vasile Rudan a spus că în acel moment a făcut legătura cu alt gen de anomalii atipice pe care le cercetase de mai mult timp și care se manifestă printr-o emisie de radiații patogene, încă rămase cu o origine necunoscută. Problema zonelor geopatogene sau a anomaliilor magnetice atipice malefice a fost ridicată de Institutul Terra cu mai mulți ani în urmă. Un nod geopatogen înseamnă un loc în care se manifestă fenomene de natură necunoscută, care sunt ostile vieții. Trebuie menționat însă că existența acestor zone rele este cunoscută de societatea omenească de foarte mult timp. În China antică, spre exemplu, nimeni nu avea voie să construiască o locuință până ce zona nu era testată de specialiștii imperiali, oameni înzestrați cu capacități paranormale, pentru a vedea dacă subsolul are sau nu are colții dragonului. Dacă acești colți subpământeni erau detectați de funcționarii imperiali, locul respectiv era etichetat malefic, pe el nu se putea construi nicio casă. Pornind de la aceeași idee, în perioada interbelică, o serie de experiențe dintr-un orășel din Elveția au condus la teoria rețelelor Hartmann. Doctorul Ernest Hartmann a observat că șoarecii aflați într-o anumită încăpere stăteau grupați după direcția liniilor și nodurilor unei rețele invizibile. Aceiași șoareci se comportau însă normal într-o încăpere diferită. Acest tip de reacție al animalelor i-a dat de gândit și astfel a început să studieze fenomenul și să tragă concluzii interesante. Conform teoriei Hartmann, interiorul scoarței terestre ascunde rețele longitudinale și latitudinale malefice. Fenomenul se manifestă însă ca atare doar în nodurile de la întretăierea acestor rețele. Descoperirea absolut întâmplătoare a zonei benefice din Bucegi, Gura de Rai, în tradiție populară, vine să rotunjească ceea ce știam până acum despre anomaliile magnetice atipice.
În primul rând, ne întărește ideea că nimic din ceea ce avem lăsat ca memorie colectivă prin folclor nu este gratuit, are cel puțin un sâmbure de adevăr, a declarat Vasile Rudan. Ceea ce am găsit noi în Bucegi are o dispoziție geografică identică cu cea descrisă în folclor. În al doilea rând, știm acum ce și cum să căutăm. Pe diagrame, hărți ale subsolului, profilele micromagnetice ale zonelor malefice, despre care avem mai multe date, sunt ascuțite, pe când cele ale zonei benefice sunt liniare, aproape drepte. Timp de mai mulți ani am fost ocupați cu alte proiecte de cercetare și am suspendat investigațiile din Bucegi, dar intenționăm să reluăm cercetările și să facem chiar o demonstrație publică. Apoi vom lărgi zona investigațiilor, deoarece avem semnale că asemenea locuri deosebite se mai găsesc, cel puțin în zona masivului retezat. Interesant este faptul că, din informațiile de până acum, rezultă că fiecarei zone malefice trebuie să-i corespundă, undeva în apropiere, o zonă benefică, la o distanță de cel mult câteva sute de metri. Deocamdată nu vom divulga locația exactă, spunea Vasile Rudan în urmă cu aproximativ 15 ani. Acesta mai susținea că pe tema cercetării anomaliilor magnetice atipice din România, bune sau rele, urmează să apară o carte și că Ministerul Apărării se arată foarte interesat de acest domeniu. Cercetătorii de la Institutul Terra sperau și ei să se realizeze, cu concursul armatei, o hartă a României care să pună în evidență aceste zone ieșite din comun. În ideea existenței unor legături de natură spirituală foarte puțin cunoscută între om și pământ, se înscrie și proiectul Conștiinței Globale. Proiectul Conștiinței Globale a luat ființă în anul 1998. Fiind instalate cu o dispersie mondială echipamente electronice interconectate în rețea cu centrul de la Princeton, Statele Unite ale Americii. Rețeaua de generatoare aleatorii arată apariția unor anomalii în funcționare în timpul unor evenimente ce afectează milioane de persoane. În general, această conștiință globală a omenirii comunică cu Terra. Planeta anunță din timp orice catastrofă care urmează să se producă. Acest comportament poate fi atribuit fizicii clasice. Până în prezent au fost amplasate 65 de generatoare numerice aleatoare în întreaga lume. Cercetătorii au observat că în timpul unor evenimente la nivel global, diagramele sunt deviate de la poziția normală, iar schimbările apar uneori chiar înainte de producerea evenimentelor. În cazul cutremurului și valurilor uriașe din Asia, în 2005, deviațiile au fost anticipate cu peste 20 de ore înaintea producerii tragicului eveniment. Inițiatorii proiectului spun că este prematur să se discute despre o aplicație practică a acestui fenomen. Chiar dacă se știe că ceva grav se va întâmpla, nu se știe ce anume se va întâmpla, unde și când. Probabil că după ce vor fi instalate mai multe sisteme, în jur de 100, se va putea identifica și zona expusă. Vom analiza toate înregistrările pentru a vedea cum s-a propagat unda emoțională, a spus Adrian Pătruț, cel care supraveghează singura unitate de acest fel din România. Potrivit cercetătorului clujan, acest fenomen este recunoscut de peste 50 de ani, dar acum s-a încercat verificarea acestei teorii la o scară mai mare, cu mai multe persoane. Ideea a fost verificată pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, iar din 1998, prin proiectul psihologului Roger Nelson, s-a trecut la montarea de echipamente pe toate continentele. În prezent, proiectul este coordonat la centrul desprins din Universitatea din Princeton. Este clar că lumea fizicii și cea a spiritului uman sunt legate,
Aceste experimente o dovedesc, dar încă nu putem ști cum se întâmplă aceasta, a mai spus Adrian Pătruț. În România, aceste lucruri se studiază încă de la sfârșitul anilor 80, adică de peste 30 de ani. Experiențele românești au condus către ideea că zonele geopatogene sunt reale. Focarele geopatogene emit radiații de altă natură decât cele cunoscute, dăunătoare organismelor vii, dar că aceste focare nu sunt constituite în nodurile rețelelor Hartmann, adică nu au o dispunere geometrică regulată în structura scoarței. În urma experiențelor din România s-a tras concluzia că un om care locuiește într-o asemenea zonă, timp de 10 luni, este predispus, în faza incipientă, la insomnie. Apoi apare starea de greață, cefalee, disfuncții ale mușchilor inimii, puls aritmitic, fibrilație, contracții musculare dese și intense. Iar în ultimă fază apare cancerul. Chirurgul Nicolae Constantinescu a identificat chiar familii întregi bolnave de cancer, ale căror locuințe au fost construite pe asemenea locuri geopatogene. Acțiunea zonelor patogene față de corpul uman duce la scăderea stării de imunitate la 95% din oameni și la apariția unor procese patologice irreversibile și, mai mult, într-un grad evident, grupurilor de structuri celulare care se aflau în gama lor de acțiune. Atunci când focalizarea unei zone geopatogene se află în apropierea locului de dormit, în apropierea capului, persoanei ar putea apărea următoarele senzații: dureri de cap noaptea, amețeli la nivelul capului în creștere, probleme ale somnului, senzație inexplicabilă de disconfort. În cazul localizării în zona inimii apar senzațiile de nemulțumire, înțepături la nivelul inimii, disconfort în zonele toracice, disfuncții ale inimii și dispnee. Despre zonele geopatogene care sunt periculoase pentru noi, am să povestesc într-un alt documentar. La final vă mai spun că în natură suntem înconjurați de o mulțime de fenomene care nu sunt accesibile, într-un grad mic sau mare, pentru înțelegerea noastră. Unul dintre aceste fenomene este reprezentat de aceste radiații emise de anomaliile geologice situate la mare adâncime în interiorul Pământului, în special cele emise de colectoarele de apă subterană, unde, în timpul infiltrării apei prin straturile de roci poroase, apare o radiație electromagnetică având un nivel de penetrare foarte ridicat, care iese din sol și se propagă la zeci de kilometri deasupra suprafeței Pământului. Despre influența nefavorabilă exercitată de această radiație, vechile civilizații avansate știau, începând cu 3000 de ani înainte de era noastră. Există documente care arată că anumite comunități, la începutul acelei perioade de timp, au putut nu numai să determine locația apei, ci și zonele patogene menționate. Cunoștințele lor s-au bazat pe anumite observații privind natura, comportamentul animalelor și plantelor din zonele patogene, care evită astfel de zone. Dar, așa cum am spus, am să revin asupra acestui subiect, care mi se pare destul de interesant. Până atunci, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu uitați să dați like și share. Până data viitoare, prieteni, numai bine, pe curând!